Dragi telespectatori, suntem la Dărmănești de această dată. V-am obișnuit cu transmisiunile noastre de la cele mai importante festivaluri și manifestări culturale de aici, din județul Bacău. Lângă noi este domnul primar, primarul orașului Dărmănești, domnul Toma. Bine v-am găsit! Bună seara, bine ați venit la Dărmănești! Bună seara, dragi telespectatori! Este o atmosferă incredibilă aici la Dărmănești, este un moment special pentru toți locuitorii acestui oraș, pentru că e și prima zi din cele trei zilele orașului Dărmănești. Cum vi se pare prima zi, așa cum este acum pe final, pentru că auziți coloana sonoră cântată de trupa Millennium aici? Este un început, așa cum spuneați dumneavoastră, zilele orașului Dărmănești se desfășoară vineri, sâmbătă și duminică. Așteptăm dărmăneștenii să vină în număr cât mai mare. Este un moment de bucurie pentru întreaga comunitate după un an de muncă. Sper că oamenii se simt în largul lor, se simt bine. Millennium este o formație care încântă dărmăneștenii. Mă bucur, sper că toată lumea să se simtă bine alături de noi. Este o paletă întreagă de artiști, atât de muzică populară cât și de muzică ușoară, să-i spunem, în elementul mai larg. A fost în această seară și Alis Foiniță. Cum ați ales acești artiști? Pentru că văd că sunt toate genurile muzicale. Să știți că în primul rând am ținut cont de solicitările și de dorințele cetățenilor. Am făcut în ultimele, să zic, 3 săptămâni, o lună de zile, o clasificare a preferințelor pe care dărmăneștenii le au. Am încercat să acoperim toate genurile de muzică, toate genurile de vârstă, cei tineri, cei puțin mai în vârstă și, sigur, decanii de vârstă, să zic așa, și în felul ăsta am reușit să găsim cele mai plăcute formații, melodii pentru dărmăneștenii noștri. Este prima zi, noi o să urmărim și vom filma integral aceste 3 zile, toți artiștii, toți invitații. Aveți o echipă extraordinară cu care ați organizat acest festival. Câteva cuvinte despre echipa dumneavoastră. Aș vrea să le mulțumesc colegilor, în primul rând, din primărie. Aș vrea să mulțumesc echipei pe care o coordonează Florin Lupancu, pentru că împreună am reușit într-un termen foarte, foarte scurt să organizăm zilele orașului Dărmănești. Sincer vă spun, în primă fază nu mi-am propus să organizez zilele, pentru că sunt foarte multe provocări la Dărmănești, foarte multe străzi pe care trebuie să le reabilităm, dar pentru că am reușit să parcurgem acel grafic de lucrări pe care ni l-am stabilit inițial, am ales să facem și zilele Dărmăneștiului. Fără o echipă puternică, fără o echipă bine închegată, fără o echipă care a muncit cel puțin în ultima săptămână, nu reușeam să organizăm acest eveniment. Vreau să le mulțumesc tuturor. Dragi telespectatori, o să vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă frumos. De fapt, nu sunt întâmplări, sunt lucruri reale aici la Dărmănești. Așadar, o să ne rezervăm o discuție și în ultima zi, duminică, deci și mâine, și sâmbătă, și duminică vor fi manifestări culturale deosebite aici la Dărmănești. Așadar, ne revedem și în ultima zi să ne spunem impresiile despre aceste. Eu zic că începutul este foarte, foarte bun și vă felicit, domnule. Cu siguranță, mulțumesc și eu și invit pe această cale toți dărmăneștenii și nu numai să vină și să participe la acest frumos festival. O seară minunată să aveți în continuare. În continuare, o seară frumoasă aici la Dărmănești. Pentru Exclusiv TV, Eugen Ungureanu. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu!